Doamnelor și domnilor, bună seara! Sunt Margareta Răducanu și vă invit să urmăriți emisiunea Noi despre Noi. Invitații din această seară sunt Nicolae Pascaru, președintele Mișcării Naționale Voievod. Bună seara și mulțumesc pentru că ați acceptat să veniți astăzi în studio. Bună seara! Nicolae Deleu, instructor sportiv. Bună seara și bine ați venit la noi în studio. Și Oleg Sclifos, vicepreședintele Federației de Luptă Națională Voievod. Bună seara și mulțumesc pentru acceptul de a participa în emisiune. Și după cum v-ați dat seama, dragi telespectatori și stimați invitați, astăzi vom vorbi despre luptătorii de la Federația Națională Voievod, despre competițiile extraordinare pe care le organizează și despre campionatul care a avut loc pe 29 aprilie și anume se numea Campionatul Euroasiatic Voievod Moldova 2018, care a avut a cincea ediție. Și domnul Pascaru, ne povestiți, vă rog frumos, cu ce impresii s-a finisat acest campionat și care au fost rezultatele? Pentru noi, conducerea din Federația Voievod, în an avem mai multe zile importante, unde concentrăm toată puterea federației, cluburilor care sunt din teritoriu, pentru a organiza manifestații mai mari. Cu această ocazie, organizând un campionat internațional, clar că așteptăm să vie mulți oaspeți, noi suntem gazde și avem un aport mai deosebit față de acest eveniment. Am văzut eveniment. Câteva zile înainte, deja erați așa foarte emoționat și așa, în așteptarea tuturor oaspeților. Cineva care era cu noi în organizarea evenimentului pentru prima dată spunea că voi vă pregătiți, dar pregătirea ca cum ar fi vă 3 nunți moldovinești, cam așa, că sunt aceiași oaspeți. Îi întâlnim la aeroport. De fapt, pregătirea merge de la începutul anului. Iarăși distribuim materialele prin presă, pregătim sala, categoriile și toate acestea compartimente care noi le pregătim înainte de competiții. Într-adevăr, sunt niște emoții, este un lucru enorm, dar iarăși, într-o echipă mai mare, într-o echipă prietenoasă, fiecare și are rolul său, bine stabilit, da, care și, îl realizează. Având în vedere că noi trecem competiții internaționale din anul 2003, mai mici, deci, de acum sunt avem de altă natură competiție. Aceasta este a cincea ediție, dar organizați mai multe. Da, campionatul euroasiatic este a cincea ediție, dar noi organizăm competiții internaționale și competiții europene. Depinde, de exemplu, care plan de activitate ne-l propunem înainte și ducem niște tratative cu țările care trebuie să participe la acest eveniment. Dacă avem câteva țări din Asia, campionatul specificăm euroasiatic. De data aceasta am avut echipe din Turcia, din echipe din Azerbaijan și a mers o competiție formidabil de interesant, anume cu acești sporți. Interesul este major a acestor țări de a participa? Cum ați făcut legăturile? Și cum ajungeți la colaborare? Perioada activității noastre, noi am fost în mai multe țări, practic am fost toată lumea, de la Iran, Cipru, Turcia, Armenia, Georgia, multe țări am participat la diferite evenimente și acolo noi facem cunoștință cu colegi de-a noștri care iarăși avem niște relații specifice, anume acestea sportive, niște seminarii comune care noi le facem în lumea artelor marțiale. Și anume pentru aceste raporturi personale, ei vin la competiții la noi. Cu atât mai mult că moldovenii sunt niște oameni care știu a primi oaspeții. Suntem, cum spun ei toți, suntem mai diferiți și lor le place. Și noi avem țări care tradițional vin multe ori de acum. A doilea rând este, noi lucrăm pe loc cu diasporile acestei țări care tot se implică în primirea oaspeților, arată țara și iarăși când vin înapoi acasă, sportivii povestesc despre Moldova, despre Republica Moldova cu atâta plăcere că ei doresc să vie la competițiile noastre. Și noi, la rândul nostru, tot plecăm cu o mare plăcere la ei. Haideți să vedem materialul video pe care l-au pregătit colegii mei la buletinele de știri și să simțim acel spirit de echipă și acele emoții pe care le-au trăit colegii dumneavoastră pe 29 aprilie. La
în capitală s-a desfășurat cu mare tamtam ediția 5-a campionatului euroasiatic la lupta voievod. De această dată, turneul s-a desfășurat în cadrul acțiunilor consacrate anului Ștefan cel Mare. Complexul sportiv al Universității de Educație Fizică și Sport din capital a devenit arena desfășurării turneului principal al Federației de Lupte Naționale Voievod. La ediția 5-a campionatului euroasiatic au participat 100 de luptători din 7 țări. Vreau să mulțumesc la toți oaspeții de onoare că ați găsit astăzi timp să asistați la evenimentul nostru care îl facem tradițional în fiecare an și pentru noi este un lucru foarte important, este un simbol la tot ce facem, tot ce facem în diferite proiecte ale noastre. Lângă noi sunt oamenii care noi sincer îi respectăm și în primul rând vreau să spun mulțumesc domnului președinte a Republicii Moldova, Igor Dodon, pentru patronatul acestui festival. De această dată, turneul s-a desfășurat în cadrul acțiunilor consacrate anului Ștefan cel Mare, a anunțat președintele Republicii Moldova, Igor Dodon. Domnul președinte activ urmărește evoluția sportului din Republica Moldova. Dumnealui susține toate probele de sport, deoarece un cetățean care practică sportul, vorba care spune în permanență, într-un corp sănătos, o minte sănătoasă. Domnul președinte cheamă toți cetățenii de toate vârstele să practice sportul și să promoveze un stil de viață corect. Sportivii moldoveni au cucerit o parte din medalile puse în joc, demonstrând o calitate înaltă a luptelor. Lupta a fost foarte superbă, am câștigat la puncte și am vrut foarte tare să câștig. Această medalie este o medalie foarte prețioasă și în plus m-am mai adăugat la colecția mea această medalie. Participanții campionatului au luptat pe două covoare și pe ring. Astăzi au venit foarte mulți sportivi din alte țări și ei sunt foarte bucuroși și la fel și noi suntem bucuroși că sunt adversari destul de puternici și avem cu cine să ne concurăm. Tradițional, organizatorii au înmânat premiul mare pentru merite deosebite în păstrarea statalității moldovenești. Copia sabiei lui Ștefan cel Mare a fost înmânată candidatului PSRM la funcția de primar general al municipiului Chișinău, Ion Ceban. De menționat că sabia este o copie foarte reușită a originalului realizată cu participarea meșterilor spanioli. Federația de Luptă Națională Voievod va organiza o serie de turnee consacrate anului Ștefan cel Mare. Primele competiții au avut loc la Creuleni și Căușeni. Dragi telespectatori, revenim în studio. Deci, domnul Pascaru, peste 400 de luptători din 8 țări din Asia și Europa. A fost destul de frumos și emoționant și pe lângă tot ceea ce s-a întâmplat acolo, mă interesează, domnul Sclifos, cum recurgeți la acest spirit de echipă și la acea tradiție frumoasă deja care s-a înrădăcinat la federație și toată perioada aceasta, competițiile, cum reușiți tinerilor să le treziți interesul față de luptele marțiale? Deci, într-adevăr, la această competiție am avut marea onoare de a pregăti lotul național. Din partea Federației Voievod au participat circa 100 de sportivi, s-au pregătit la un nivel destul de serios și rezultatele se văd pentru că Republica Moldova a câștigat majoritatea trofeilor. Și vedem pe an ce trece o evoluție tot mai bună a sportivilor. Cred că cu fiecare an evoluăm tot mai bine și mai bine și asta datorită faptului că participăm și la campionatele mondiale, europene, peste hotare, aducem o experiență destul de serioasă și asta ne permite să evoluăm tot mai bine și mai bine. Deci, nu pot să nu menționez că în cursul anului am avut un șir de turnee regionale, cum a fost la Creuleni, cum a fost la Căușeni și anume în aceste turnee s-au evidențiat cei mai talentați sportivi care a completat lotul național și care ne-a prezentat cu demnitate țara.
Din câte știu eu, la finele anului 2017 ați mers, de fapt la toate așa veniți, cu o sumedenie de premii. În Italia ați venit cu un car de premii. Acolo ce s-a întâmplat? Într-adevăr, am participat la mai multe ediții a campionatului mondial pe versiune VTKA. Anul acesta a fost pentru noi, cred că cu un succes destul de mare. Am participat cu un lot de 4 sportivi și am reușit să aducem acasă 3 medalii de aur și o medalie de argint. Am muncit foarte... Una din aceste medalii de aur este a lui Nicolae Deleu, da? Nicolae Deleu. Într-adevăr, este o mândrie pentru noi, pentru că a fost o competiție și o concurență foarte mare. Eu cred că despre emoțiile care au fost la această competiție poate să ne povestească chiar Deleu Nicolae. Da, pentru că am văzut cu cât sentiment patriotic țineați dumneavoastră steagul, drapelul Republicii Moldova și din câte am văzut eu chiar și v-ați emoționat că ați vărsat și o lacrimă în momentul în care s-a fost intonat. Ce înseamnă pentru dumneavoastră toate premiile acestea și luptele marțiale? Se diferențiază cumva de alte lupte și de ce la Federația de Luptă Național Voievod anume? Deci, de mic copil, părinții au vrut să mă introduc într-un stil de luptă oarecare, unde m-a regăsit în luptele voievod. Deci, sunt foarte bucuros că am rămas aici, că aici mi-a dat o lecție de viață. De aici am început să, cum să spun mai bine, ca să... Eu ca personal, ca om, am crescut deja. Și... Dar de câți ani dumneavoastră? De 7 ani. De 7 ani aici sunteți, da. Foarte frumos. De 7 ani eu m-am antrenat la antrenorul meu, Sclifos Oleg. Aha, da. Este chiar antrenorul dumneavoastră. Da, 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 sigur. Și de 7 ani deja noi participăm la multe competiții psihotare, unde am văzut mulți copii din alte țări, am văzut cum se luptă alți luptători din diferite localități. Și într-adevăr sunt mândru că mereu când particip la competiție sunt pe... cu drapelul Republicii Moldova și când, de exemplu, televiziunea arată că noi am venit din altă țară cu locul întâi, atunci mă mândria să nu numai eu, dar și părinții mei. Extraordinar. Da. Și le dați un exemplu tinerilor, le dați colegilor de dumneavoastră, da? Da, sigur. De vârsta dumneavoastră. Când mă întorc mereu la competiție, mă așteaptă nu numai părinții, mă așteaptă prietenii, mă așteaptă colegii care se antrenează cu mine și mereu eu văd pe ochii lor că sunt bucuroși de mine, că duc faima țării noastre. Profesori... E complicat ca să câștigi un trofeu? Ce trebuie deci, să... Ce e mai important? Cel mai important, eu cred că este pregătire fizică. Uh-huh. Deci dacă tu ești pregătit fizic și moral, atunci tu 100% ai șansă să câștigi la competiție. Ca de exemplu, noi am participat anul trecut la campionatul lumii în Italia. Eu din stat cunoșteam că ca să iei locul întâi la această competiție trebuie să te antrenezi foarte mult. Și cu ajutorul domnului și ajutorul antrenorului meu, eu am... Dar cât timp pe zi vă antrenați? Ați zis foarte mult, așa, ca să știe și ceilalți care vor să mai vină la voi. Deci, într-adevăr, ca să devii un campion mondial, trebuie să te antrenezi minimum 2 ori pe zi. Mm-hmm. Da. Domnul Sclifos, vreți să adăugați ceva, da, în calitate de antrenor? Cu siguranță se fac antrenamente destul de serioase, însă înainte de competiție se fac antrenamente, se fac pregătiri aparte pentru asemenea competiții. Vreau să menționez faptul că Nicolae, în afară de instructor, mai este și, în afară de sportiv, de fapt, mai este și instructor. Și deja a devenit, că, după ce, da? Și da, instructor. Sigur. Și eu cred că este o mândrie nu doar pentru părinți și pentru... noi, este o mândrie și pentru copiii care îi antrenează, pentru că se uită ca la un erou. Uh-huh. Și, într-adevăr, se muncește foarte mult. Mi-mi place că acești copii mici trebuie să spună, eu vreau să fiu ca Nicolae, ca domnul Nicolae, sigur, eu mi imaginez asta. Ca antrenorul meu. Ca antrenorul, da, meu. Și când ai un exemplu demn în față, atunci eu cred că este ok. Avem, într-adevăr, mulți copii în club care se deci antrenează. Deci interesul este pe zi, în fiecare zi se mărește interesul față de acest sport. Da, cu siguranță, mai ales că Nicolae duce antrenamente mai mult în sate și asta este un scop a Federației Voievod ca să promovăm lupta națională nu doar în orașe unde sportul este mai accesibil, și în satele Republicii Moldova, pentru că avem foarte mulți copii talentați în sate, avem sportivi care merită antrenați și scoși în lume.
Și Nicolae cu întreaga echipă de instructori muncesc zi de zi cu acești copii. Și îi vedem cu cea mai mare mândrie pe arena internațională, clasându-se pe locurile întâi la campionatele republicane. Deci este un succes pentru noi și este o mândrie, cu siguranță. Aici, la capitolul cât mai mulți copii din raioane, domnul Pascaru, vreau să-mi spuneți ce planuri aveți și știu cu siguranță că anul Ștefan cel Mare este un an plin de evenimente. Aveți multe acțiuni pe care trebuie să le organizați și mai mult că sunteți sub patronatul președintelui țării, da? Republica Moldova nu este o țară teritorial foarte mare și... De fapt, ar fi bine ca mulți proiecte care sunt naționale să nu și focalizate numai în orașul Chișinău, numai în capitală. Dar multe lucruri ar fi bine să nu fie focalizate doar aici. Decentralizate, să treacă prin raioane, pe la țară, ca să fie mai aproape de oameni, să fie mai aproape de copii. Este necesară o pregătire specială a antrenorilor, a arbitrilor, ca să poată să lucreze. Pentru că sunt mulți, într-adevăr, cum spune domnul Oleg, mulți copii dornici de pe la țară ca să devii campioni și iarăși acolo mai sunt niște secții sportive pe la școală, dar iarăși aceste lupte care le promovăm noi, ele sunt interesante, sunt niște lupte care atrag, care pasionează acești tineri și îi face campioni, pentru că noi în... Organizația noastră avem o strategie specială de management, de a atrage mai mulți tineri la etapa actuală, în decurs de 20 ani. Pe la noi, prin federație, a trecut circa 25.000 de tineri, câteva generații. Deci, ca să înțeleagă telespectatorii noștri, Federația de Luptă Națională Voievod are deja 20 de ani de când activați. Avem mulți ani de când activăm, sunt multe rezultate, noi... Nu ne limităm la aceste rezultate, ne propunem și mai mult pentru că avem un câmp mare de lucru și proiectele ele sunt interesante și merg pentru că, din păcate, sunt multe vicii care tinerii întâlnesc în copilărie, în adolescență. Acesta este tutunul, acesta este drogurile, din mare păcate, care este acum, alcoolul. Apropo, și mai ales la țară, din lipsă de proiecte, sunt nevoie proiecte interesante, sportive, nu pur și simplu un gen de sport, dar acest gen de sport trebuie promovat în rețelele de socializare, la televiziune, la radio, ca să fie un trend pentru tânăra generație. Da, noi și după orele extracurriculare, copilul trebuie ocupat undeva, să nu stea pe drumuri, să nu ajungă în grupurile astea, să nu aibă timp liber, să fie implicat și iarăși să fie implicat cu pasiune. Noi ne bucurăm de tinerii aceștia ca Nicolae, care muncesc foarte mult. El ca tânăr, ca adolescent, mai ales înainte de competiții, practic este limitat de acestea plăceri copilăriești sau cum sunt în adolescență, să mai plece pe la dansuri, cu toate că ei mai pleacă, mai găsesc alor distracție, dar sunt implicați între această activitate și pregătire de campionat. Campionatul mondial acesta este... Totuși, un examen, chiar și acest campionat care l-am făcut noi, euroasiatic, a fost foarte greu, pentru că la noi acasă, noi trebuie să fim mai puternici, pentru că aici vin, de exemplu, selecționatele care sunt alese din România sau din Turcia sau din Azerbaijan, din Ucraina, vin cei mai puternici, pentru că ei se promoveze mai departe la competițiile mondiale. Și noi trebuie să fim într-o permanentă pregătire, să fim întotdeauna gata. Și este așa un joc continuu, un joc care durează 20 de ani. Ne bucurăm și iarăși pun accentul pe lucru în echipă, pentru că singur cât de talentat noi fi, cât de mare manager sau cât de mare nu promotor reușești a unei idei, este foarte greu. Dacă n-ai echipa stabilită de mulți ani, când ai oameni onești în echipă, oameni cu suflet mare, cu dorință de a face ceva pentru țară, pentru că leafa la un antrenor nu este atât de mare și cu atât mai mult că, de exemplu, noi am fost ajutați de președintele țării la acest campionat, dar ministerul sau din partea ministerului noi o medalie nu am primit.
Uh-huh. Este un lucru care mai mult se apropo, domn Pascal, timp de 20 de ani, în colaborare cu Ministerul, ați avut perioade mai bune și mai puțin bune. Da, da, da. În timp de 20 de ani, la competițiile internaționale, odată în an, noi avem noroc să primim niște medale și gata. Niște medalii, niște diplome. Dar suport financiar pentru plecările acestea? Îmi imaginez că sunt destul de costisitoare aceste. Numai decât sunt într-adevăr costisitoare. Noi încercăm să lucrăm cu oamenii de afaceri și, slava Domnului, noi în Moldova mai avem oameni care se gândesc la tânăra generație și îi văd sens în a ne ajuta în plecarea unei competiții. Avem noroc de părinții noștri care și la etapa când eu făceam sport m-a ajutat să plec undeva sau a noștri sportivi care sunt și știți cum de la mână la mână se construiește un rai. Și când este dorință mare pentru a pleca la o competiție, noi ne pregătim cu jumătate de an înainte. Noi știm ca să fie și începem să lucrăm, mai căutăm niște finanțare, noi mai câștigăm, mai părinții mai ajută și toți împreună putem să mobilizăm selecționația și pleacă. Și având în vedere că noi pe an avem câte 7 sau 8 plecări după hotare, iar suntem într-o permanență căutare de finanță, pregătire serioasă, așa cum o facem noi, și iarăși victorie. Este așa un circuit foarte interesant care iarăși pe noi ne pasionează. Da, dacă revenim cu 20 de ani înapoi și ne aducem aminte primele etape, prima perioadă de cum ați gândit acest proiect, ce v-a mișcat atunci ca să faceți această federație de luptă Național Voivod? Federația nu s-a dat deodată. Federația noi am deschis-o în 2007, dar noi am început a lucra la început cu un club, Maximus. Era o lipsă de proiecte interesante, cu toate că mai erau stiluri de lupte foarte interesante și kickboxing, colegii noștri care mai concurăm în competiții taekwondo, karate, era. Dar noi ne-am propus de la început ca proiectul să-l facem regional, de la sate. Asta a fost obiectivul inițial. Obiectivul inițial, pentru că la sate întotdeauna noi găsim talente. Și la sat, eu n-aș vrea să-i supăr pe tinerii de la oraș, dar la sat totuși tânărul este mai dornic de niște ambiții de a deveni un campion. Și sunt săraci proiectele, așa să-i spunem. Și noi am adus foarte multe medalii de la diferite competiții, diferite campionate internaționale, europene, euroasiaci, mondiale, intercontinentale. Am adus multe competiții care erau puțin importante, de exemplu două țări, Ucraina și pentru noi clar că erau importante, dar nu erau cu multe țări, dar am ajuns la competiții unde concurau foarte multe țări. Concurau, 7-8 mii de sportivi, de exemplu, cum este în Italia, erau câte 100 de țări acolo. Și ați venit cu medalii de aur? Și am venit cu medalii. Exemplu este iarăși de leu și mai sunt sportivi foarte buni și talentați la noi echipă, prietenilor. Atunci când, Nicolae, când ați văzut dumneavoastră atât de mulți sportivi, v-ați spus prima dată pentru sine, v-ați spus am să reușesc eu sau nu, întrebarea aceasta? Deci prima dată noi am fost la această competiție în Spania în 2015. Atunci a fost prima oară la acest gen de competiție cu un număr mare de sportivi, că într-adevăr noi mă uitam la antrenorul meu și spuneam: domnul antrenor, a să fie foarte greu ca să devii campion. Și am luat cu toată încrederea în sine și cu ajutorul antrenorului meu am luat atunci locul întâi. În Spania, da. A doilea an am participat iarăși în Italia, în 2016. Dar câte medalii aveți în tot, 37. Pe toată perioada aceea? Câte? 37. Wow, felicitări, domnul de dumneavoastră! Câteva cupe, da. Totuși, dacă ne-ați întrebat mai devreme despre Voivod, cu siguranță sunt
mulți tineri care încă își pun întrebarea de ce înseamnă încă lupta națională voivodă. Da, asta vrem, ați anticipat un pic, vrem după ce domnul Dileu să-și spună emoțiile până la capăt, vrem să vă întreb diferența dintre celelalte stiluri de luptă. Deci o să vă spun câteva, pentru că am nevoie de o emisiune întreagă ca să vă povestesc ce înseamnă lupta națională voivodă, eu succint o să încerc. Dar ceva lungi emisiune. Deci, în primul rând, stilurile de luptă se diferențiază prin două momente destul de importante. Primul este ideologia care o promovează și a doilea este regulamentul. Deci, ca regulament, Federația de Luptă Națională Voievod are o tehnică mixtă care ne permite să participăm și pe, și pe competiții de taekwondo, și pe competiții de K-1, kickbox și așa mai departe, așa cum am făcut-o în Italia. Deci, ca ideologie, ca să înțelegeți, de exemplu, karate este fondat în Japonia, ei promovează cultura Japoniei. Taekwondo este fondat în Coreea, ei promovează cultura Coreei. Muay Thai este fondat în Thailanda, ei promovează cultura Thailandei. Voievod este fondat în Republica Moldova și promovează cultura, valorile noastre naționale. Pentru că în afară de sport... Și în asta vreau să vă zic, sunteți unicii. Dacă ceilalți colegi mai sunteți cumva în concurență cu la alte capitole, dar la acest capitol sunteți da, unici. Noi trecem diferite seminare pe alte stiluri. Pentru noi este important ca să cunoaștem și alte probe de sport. Și nu suntem împotriva karate sau la alt gen de sport, însă mai aproape de suflet sunt, cred că, valorile noastre. Samuraii sunt undeva în Japonia, însă dragostea față de țară, respectul față de cei mai în vârstă, cei ce cultivăm noi în tineri de astăzi, pentru noi este mai aproape de suflet. Când vă antrenați, toate lucrurile acestea, din punct de vedere teoretic, voi le transmiteți copiilor și tuturor celor care se antrenează la voi? Sigur, pentru că mai în afară de lupte mai avem și examen la centură, unii copii trec partea teoretică și acolo întreabă despre istoria, despre cultura Republicii Moldova, despre valorile noastre. Ceea ce este foarte important pentru tinerii noștri. Cu siguranță, pentru noștri. Că tinerii, dacă să vorbim în situația actuală, sunt mai mult stau pe internet, mai mult navighează. Sunt factori care negativ, care influențează creierul copilului. Și din păcate nu își pun în față eroi care trebuie să-i puie și încercăm. Da, și din păcate pseudo-eroii sunt nu știu de ce mai aproape. Deci noi ca antrenori ne mai întâlnim cu o problemă pentru că din păcate mulți părinți sunt peste hotare și este foarte important dacă copilul nimerește pe mâna unui antrenor care să-l îndrume corect în viață. Voi până la urmă sunteți și un fel de părinte pentru copiii cei care... Acum ajungem la o strună destul de sensibilă în Republica Moldova. Foarte mulți copii sunt fără părinți în țară. Sunt educați, crescuți de bunei și de rude. Și voi aveți și rolul celor care unui tată. Sperăm. Însă prioritar pentru noi este și lupta națională voivod care o ducem, însă o importanță foarte mare o are studiile care le au copiii, pentru că noi permanent le controlăm agendele, ne străim ca ei să ducă un mod de viață, o minte sănătoasă într-un corp sănătos, de fapt. Și pentru noi este o plăcere când ne deplasăm în secțiile sportive care le avem și acolo vedem pe tabla de onoare sportivi care trec prin secțiile noastre. Și îi învățăm ca să aibă o poziție socială corectă, implicăm în afară, chiar vreau să menționez aici, în afară de sport, pentru că, din păcate, sunt mulți tineri care sunt în secțiile noastre sportive, însă nu le permite sănătatea să participe la competiție și încercăm să îi încadrăm în diferite proiecte sociale. Eu personal mai activez în Fundația pentru Dezvoltare Ecologică ECODAVA, organizăm diferite proiecte ecologice și tinerii care nu pot să se lupte, implicăm în diferite proiecte ecologice. Să din copaci. Foarte interesant. Chiar, dacă succint așa, deci chiar... sunteți o comunitate acolo, toți cei care vin. Sunteți, practic... Deci, uniți printr-un gând, nu numai prin forța de fizică, da, când se luptă, dar mai sunteți și uniți prin alte lucruri frumoase. Sigur, și dacă m-ați întrebat despre pregătirea asta spirituală, cum îi motivăm, de fapt, înainte chiar de campionatul mondial care am participat cu Nicolae anul trecut în Italia, am avut un cantonament de pregătire la Mănăstirea Putna. Chiar am combinat rugăciunea cu antrenamentele și rezultatele vorbesc de la sine. Tot ce este moldovenesc, tot ce este al nostru aici, voi promovați. Noi avem un noroc pentru că cel mai mare voievod al nostru, eroul neamului nostru, Ștefan cel Mare, este canonizat și este sfânt. Și pentru noi această situație și ne întărește și întotdeauna am promovat aceste idei sănătoase și, cum spune și Oleg, sunt competiții care într-adevăr
ai niște sentimente deosebite, niște emoții deosebite. Ieșind înainte pe tatami, pe ring, unde merg aceste lupte, mai spui Tatăl nostru, mai spui o rugăciune și treci mai ușor. Treci mai ușor. Noi când vedem în partea aceea de ring, când iese băieții de la Muay Thai, tot respectul nostru, iar arată niște ritualuri de la Muay Thai, de la taiwaneze, care noi, de exemplu, nu le cunoaștem. Noi facem cruci, spunem Tatăl nostru și cu Doamne ajute, mergem și încercăm să ducem această energie bună care ne întărește pe noi și, sincer să vă spun, câte ori am fost la competiții mai mari, trecând pe la mănăstiri, când punem niște lumânări sau când ne rugăm sau când Dumnezeu ne întărește și câștigăm. Pentru că, băieți, să spun, eu prima dată când am fost în Italia la competiția aceasta mare, organizată de acești noștri colegi italieni, când am intrat în sală și tot cineva din tinerii noștri a spus: domnul Nicolae, ce căutăm noi aici? Și eu i-am spus că, oameni buni, să încercăm, trebuie să îndrăznim să mergem înainte și poate da Domnul. Dar niciodată nu reușești până nu treci niște... Să câștigăm. Și categorii sunt multe și aici este noroc să ne merești, pentru că când vedeam această listă de categorii, sunt niște categorii care mai... Dar a fost complicat ca să vă includă în... Să duc tratativii cu mai mult timp înainte, în scriere, este o procedură, pentru că și 8.000 de oameni poate să participe la competiții, pe diferite covoare, tatami, erau mai multe stiluri de lucru. Pentru că voievod este primit într această familie de arte marțiale. Și nu, dar de la început a fost complicat să faceți aceste cereri de a fi greu, primiți? Da, a fost greu. În primul rând au fost niște competiții de testare. Așa. De exemplu, dacă selecționata Azerbaijan venea cu 30 de sportivi și câștiga 2 sau 3 medalii, noi ne ducem cu 4 sportivi, dar cei mai puternici. Eu prima dată am adus locul 2 medalii de argint la competiții, da, dar era foarte dificil. Venind acasă, clar că le-am povestit colegilor mei că este greu, trebuie de antrenat cu an înainte pentru această competiție și nici la sărbători nu de odihnit, pentru că este foarte dificilă competiție. Și chiar mă bucur că, într-adevăr, aceste sfaturi s-au luat destul de serios. Clubul Maximus lucra așa și când mergeau sărbătorile, toți se odihneau, ei lucrau, mergeau antrenamentele. Da, am văzut că pentru voi nu există zile de sărbătoare. De câte ori v-am telefonat, de atâtea ori voi ieșiți la... Poate și bine așa, că suntem ocupați. Asta este un lucru bun. Și, într-adevăr, prin muncă sunt aceste rezultate, ne întărește, ne bucură și este, când vedem această atenție deosebită din partea președintelui statului, Igor Dodon, care iarăși ne întărește, vedem că se interesează de sport, se implică. Din păcate nu a putut să vii la festivitate, că era în Sankt Petersburg, dar a venit domnul Ion Ceban. Domnul Ion Ceban, într-adevăr, da. Și aici, dacă vorbim despre noi... Ion Ceban, vreau să-mi spuneți neapărat că mi-a plăcut destul de frumoasă această tradiție de a înmâna o copie a sabiei lui Ștefan cel Mare. Și ce este ea și când v-a venit ideea? Această, în fiecare an am văzut că sunt personalități pe care le selectați și îi chemați ca să îi mânați această sabie. Pe parcursul unui an noi nu suntem numai sportivi sau nu suntem numai în sport, pentru că... Da, vă rog, regie, noi avem video pe care putem să-l vedem, concomitent, vă rog frumos să puneți, da. De exemplu, Oleg a terminat facultatea de biomedicină, și biomedicină, dar în artele marțiale are centură neagră, maestru în sport. Eu, de exemplu, Academia de Administrare Publică pe lângă președinte și profesia mea este această facultate politologie, politolog. Acum Nicolae va fi clar că el acum învață la Universitatea de Educație de Sport. Student, va fi de acum manager în sport. Dar este un lucru bun că suntem din diferite domenii, dar suntem profesioniști în sport, suntem ieșiți din sport. Suntem antrenați într acest sport, fierți într acest sport. De fapt, este o idee care ne unește. Da, este ideea care ne unește sportul. Această idee de spada lui Ștefan cel Mare am avut-o noi mai înainte. A ieșit dintr-un mit care va veni timpul, vom scrie o carte despre această situație, dar a fost o idee foarte reușită și eu mulțumesc sincer
sincer celor care a primit această spadă de la organizația noastră și aceștia sunt Vladimir Voronin. Asta a fost prima sabie pe care prima personalitate care i-ați înmânat sabie, da? Da, Vladimir Voronin a fost Gabriel Stati, a fost Nicolae Chirtoca, a fost domnul Ostalep, a fost Vasilii Chirtoca, a fost președintele țării Igor Dodon. Pentru noi, într-adevăr, sunt niște personalități care noi vedem dintr-o parte că ei lucrează, ei îndrăznesc și ei fac posibil și imposibil ca această țară să meargă înainte. Fiecare la locul lui de lucru. Și noi vedem că această spadă, această sabie aduce noroc. Domnul președinte, deci este un simbol al federației. Am sabie în 2013 și noi vedem că a trecut 2 ani, de acum vedem, este unul din cel mai reușit președinte a țării. Este o tradiție aduce noroc celui pe care i-ai înmânat. Probabil, da. Dar cred că și da, pentru că candidaturile se selectează cu ani de zile înainte. Și noi vedem ce s-a făcut pentru... Atunci să sperăm că îi aduce doar și domnul Ceban în cazul în care anul ăsta a primit-o. Domnul Ceban, fiind în postura sa de viceministru, a făcut foarte mult pentru tine. Dacă țineți minte perioada comunistă, fiecare tânăr, el avea bursă de student, fiecare tânăr și avea bursă destul de bună, tinerii specialiști primeau o casă, primeau ajutor material ca să-și cumpere o casă și era o speranță pentru tineri. Și acea perioadă s-a făcut mult pentru tineri. Într-adevăr, este o persoană ambițioasă, așa, la felul său. Este un coleg de-a meu care am făcut sport împreună încă în 1997, 98, 99. El de asta nu spune, dar Ion Ceban a făcut mult sport de performanță și avea niște succese foarte bune. Numai că nu a rămas în sport, dar a mers mai departe în politică. Și pentru noi a fost o candidatură foarte reușită, mai ales acum când este în pragul de a fi ales primar general a Chișinăului. Și eu cred că, cu Doamne ajută, să meargă înainte. Pentru că, într-adevăr, eu cred că a schimbat situația. Sunt oameni care sunt la locurile lor, sunt oameni care au o misiune oarecare de a schimba lucrurile. Vrem noi, nu vrem, dar așa a fost și este. Cât s-a criticat acea perioadă comunistă, dar Vladimir Voronin intră în istorie ca un președinte care a schimbat această țară și pe acea perioadă se ține minte, erau multe lucruri bune și nu se făceau așa multe lucruri rele cum... Și această tradiție de a transmite această sabie nu numai dezvoltă celorlalți care privesc, da, spiritul acesta de luptă pentru dezvoltarea Republicii Moldova, dar și un fel de a copia toată activitatea oamenilor, de a se mândri, de a... Într-o țară, într-o națiune, trebuie să fie un sens. Pentru noi Ștefan cel Mare este simbol, este simbolul libertății, pentru că a fost și este o personalitate care a iubit libertatea. Pentru aceasta și-a luptat și datorită memoriei, gloriei lui Ștefan cel Mare, noi suntem acum în centrul Europei cu așa victorie și cu așa istorie bogată. S-a păstrat acea istorie și acest sens trebuie să fie în conceptul fiecare țări, sensul istoriei și gloriei istoriei. Noi, Republica Moldova, trebuie să avem parcursul nostru, trebuie să avem sensul nostru, pentru că împrejur acestui sens se strâng poporul, se strânge toată această lume care îți găsește locul la sine acasă. Și noi lucrăm cu tinerii, ca tinerii să aibă niște ambiții, vrei să devii mari, să devii campioni, să rămâi acasă, să schimbi să lucrurile. Să nu plece, într-adevăr. Și noi ne bucurăm, de exemplu, când vedem că mulți tineri de-a noștri sunt implicați în domeniul politic sau în domeniul economic, sunt businessmen sau termină universități, fac acolo și rămână aici acasă. Și rămână aici, nu vor să plece. Asta este foarte important pentru voi. Dar dacă avem o perioadă de timp totuși, când sportul a fost un pic de lăsat, domnul Sclifos, dumneavoastră considerați că acum foarte mult se vorbește despre aceea arena Chișinăului. Ea este necesară și prin ea cumva sportul se va ridica la un alt nivel? Sau iată așa cum faceți voi de 20 de ani, asta înseamnă implicare și asta înseamnă grijă față de țara noastră. Cu siguranță ceea ce facem noi este important, însă sunt importante și infrastructura sportivă, pentru că
Totuși, partidele politice vin, pleacă, însă complexele sportive rămân pentru multe generații. Voi ați avut undeva antrenat până acum 20 de ani? Sincer, cu câțiva ani urmă, noi ne antrenam în parc și aduceam medale destul de serioase de la diferite turnee internaționale. Nu aveam sală sportivă. Acum, cu siguranță, pot să spun că chiar clubul care îl conduc din Orhei, suntem un club norocos. Avem susținere din partea administrației publice locale, pentru ce și le mulțumim. Și sperăm că în viitorul apropiat vom avea și un centru de pregătire destul de serios și vom pregăti și antrenori destul de serioși, vom pregăti și arbitri profesioniști, pentru că, cum a spus președintele federației, merge vorba despre o echipă întreagă ca să organizeze același eveniment, o competiție, merge vorba despre echipă de arbitraj, merge vorba despre ceiași sponsori, merge vorba despre securitate, merge vorba despre multe, multe lucruri și atunci când ai o echipă consolidată și pregătită, cu siguranță lucrurile merg mult mai bine. Vreau neapărat să ne spuneți despre colaborările a Federației de Luptă Națională Voivod. Am văzut că la această a cincea ediție a campionatului euroasiatic au venit și colegii din brigada cu destinație specială, da? Au fost trupele de grăniceri, de carabinieri, îmi cer scuze. Încă câțiva ani înapoi am făcut un acord de colaborare cu Ministerul Batalionul cu destinație specială, îmi cer scuze, Scorpion. Scorpion de la carabinieri. Câțiva ani urmă am făcut un acord de colaborare cu Ministerul de Interne și foarte cu succes noi lucrăm într-această direcție cu Ministerul și mai ales cu Departamentul de Carabinieri, pentru că mulți tineri și am încercat să facem aceasta pentru ca să încercăm să legăm modul sănătos de viață, să legăm sentimentul patriotic și cu băieții ăștia de la carabinieri care merg în armată și fac serviciu militar. Noi am lucrat mult timp cu domnul ministru Juzdan, am lucrat cu domnul Roibu, am lucrat cu mai mulți miniștri, anume pe segmentul copiilor care sunt mai cu caracter, copiilor care erau înainte la evidență la poliție. Noi am lucrat mult timp în pușcării la Lipcani cu copiii cei care au nimerit acolo, la Goiana acum. Încercăm să găsim fenomenul ăsta, de ce îi nimeresc acolo. Și lucram cu acești copii care sunt mai grei la caracter, îi implicam în sport, în modul sănătos de viață, în echipele noastre și chiar avem un succes într această parte, că au devenit mulți de ei campioni, au ieșit. Am lucrat la internat, au lucrat instructorii noștri și iară s-au implicat în sport, pentru că tinerii au nevoie de pasiune, au nevoie de mod sănătos de viață, din sport, de ceva care ei poate să implice așa cu dragoste. Dar în momentul când ești pe podium loc întâi și ai o medalie, aceasta, știți, te ridică. Din câte am citit eu, pregătindu-mă de emisiune, aveți deja 25.000 de tineri din țară care au însușit în acești 20 de ani tehnica de luptă națională, da, promovată de voi, de Voievod. Noi am avut și avem mai multe cluburi pe întreg teritoriul Republicii Moldova și noi avem listele care au fost la noi în cluburi, care au participat la evenimente, care au participat taberele de vară, acțiunile noastre și sunt implicați în programele noastre mai mulți de 25.000 de tineri. Și asta ne bucură, da, totuși. Și vă dorim și mai mult să fii, pentru că faceți niște lucruri extraordinare. Și pentru că, Nicolae, vreau să mai comunic și cu dumneavoastră, atunci când antrenați deja copiii ăștia mici, cum încercați să-i motivați ca să vină la sport, ca să fie și ei activi? Deci, în primul rând, eu consider că sunt și un exemplu pentru ei, deoarece când plec la competiții psihotare, ei mă așteaptă cu nerăbdare la ușă și mă întreabă, domnul antrenor, ce loc ați luat? Și când spune, ei sunt bucuroși, într-adevăr, cum a menționat domnul Oleg, că copiii, eu sunt pentru copii ca un exemplu și ei merg spre asta. Adică eu întreb mulți copii care sunt fără părinți sau sunt mulți copii social vulnerabil. Da. Și ei merg spre asta ca să fie campion, merg spre asta ca să ajungă departe, că deoarece eu consider că prin sport poți să ajungi un om mare. Că să luăm mulți oameni din întreaga lume care sunt oameni mari. Au fost cândva sportivi sau au avut, da, performanțe, sigur, în sport? Sigur, 70% din ei au fost cândva sportivi. Și noi lor asta îi spunem că, într-adevăr, prin sport poți să ajungi unul mare și ei
merg înainte. Deci cum poți prin sport? Vedeți în ochii lor tot timpul o dorință de a merge mai departe. Deci cum poți prin sport să ajungi un om mare, dacă să-l completezi pe Nicolae, cred că sportul, în afară de o pregătire fizică, mai întărește și caracterul, și anume caracterul de sportiv, îi ajută pe, și disciplina care este în sport, omul, exact. Îi ajută pe mulți oameni în cariera profesională care o au mai departe, pentru că mulți, cu siguranță mulți tineri care au trecut prin secțiile noastre sunt acum medici, sunt acum polițiști, sunt acum oameni mari și ne mândrim cu ei cu siguranță. Și anume caracterul care s-au format în sălile de sport, pentru că, să fim sinceri, cum spunea președintele Federației, medalii sunt pentru toți. Ne stărim ca copilul să se ducă cu medalii acasă, pentru că pentru el este o motivație. Însă cel mai important sunt emoțiile care le are în urma competițiilor, în urma antrenamentelor. Părinți, anume, bunii care trăiesc. Anume, care în urma acestor procese se întărește caracterul și copilul devine și mai puternic și în sala de sport, dar cred că și la învățătură, este mai bun. Arată alte rezultate. Important pentru noi. Eu vă mulțumesc pentru prezență. Într-adevăr, emisiunea deja a ajuns la final, fără ca să simt cum s-a scurs timpul. Nicolae, îți doresc pe lângă cele 37 să mai aduci în țară și cu așa mândrie și un devotament să ții drapelul și în continuare, că a fost pentru mine foarte emoționant. Domnul Pascaru, domnul Sclifos, mulți copii pe care s-i antrenați și să ajungeți să intrați în fiecare sat, să dezvoltați acest spirit patriotic și acea putere de voință și într-adevăr într-un corp sănătos, o minte sănătoasă. Iar pe final, regia, am să rog, vă rog mult să puneți acel material video de 40 secunde pe care îl are Federația de Luptă Voievod ca să finalizăm cu acest video emisiunea. Eu vă aștept marți și vineri la 19:00 la Noi despre Noi.